Aceasta este una dintre melodiile pe care Angela Similea le cânta în concertele lui Dan Spătaru. Se întâmpla cu mult timp în urmă. Doamna muzicii românești își amintește cu nostalgie și acum de acele clipe. Din vremea aceea, de la debutul meu, era o persoană absolut fascinantă. Era elegant, era serios, era atent la detaliu, era drept și ce era cel mai important pentru noi toți, găsise un stil cu care se exprima, cu care putea să pătrundă în sufletul oamenilor. Totdeauna a avut un cuvânt extraordinar de a mă încuraja și mi-a demonstrat prin tot ce a făcut el până am crescut eu și am putut să fiu eu cea care aduceam publicul pe afiș. Eram un debutant și cu toate acestea era deosebit de respectos. Era o persoană caldă, cu multe glume, nu erau deloc indecente. Până și la momentele de haz și acolo era decent. În momentul în care a venit momentul lui de viață, adevărul lui de viață, și-a alcătuit o familie extraordinară. Știu că era foarte mândru de fiica lui și o iubea foarte mult. Ce păcat că n-a ajuns să-și cunoască nepoțelul. A avut el ocazia să facă cunoștință cu nepoțelul lui, poate chiar înainte de a se naște. Cel mai delicat gest pe care el îl făcea pe scenă către o colegă, o parteneră, era că în momentul în care intra în scenă după acea parteneră, de la buzunarul din interiorul sacoului scotea o floare și o oferea partenera. Eu până la el și nici de la el n-am mai văzut un asemenea gest de gingășie. Deci el era un romantic extraordinar. Sunt foarte recunoscătoare pentru că totdeauna a avut o vorbă, un cuvânt cald și de încurajare. Domnul Dan Spătaru era așteptat de toate generațiile, de la copii foarte mici, care, știu eu, aveau 3-4 ani și realizau cine este Dan Spătaru, până la persoane foarte în vârstă, pe care eu le-am văzut, nu odată, de nenumărate ori, apropiindu-se de mașina cu care sosea domnul Dan Spătaru și sărutau mașina. Totdeauna lumea s-a întrebat cum de-a putut să fie atât de iubit Dan Spătaru. Cel mai iubit. Dan Spătaru a fost artistul cel mai iubit al neamului nostru. De ce? Pentru că era serios, pentru că era adevărat și deosebit de comunicativ.